Există, în linii mari, două tipuri de istorici: cei care privesc trecutul de la distanță, înregistrând războaiele, epidemiile și recesiunile, și cei care privesc trecutul de aproape, studiind viețile și mijloacele de trai ale oamenilor obișnuiți. Macroistoricii ne ajută să înțelegem evenimentele care au condus la momentul prezent, în timp ce microistoricii încearcă să ne arate cum arăta de fapt viața în acele vremuri trecute. Când vine vorba de istoria Romei antice, ni s-a spus tuturor că Iulius Cezar a trecut Rubiconul și s-a declarat dictator. De asemenea, mulți dintre noi au fost învățați cum împăratul Constantin a făcut din creștinism principala religie a Imperiului Roman după ce a văzut o cruce de lumină apărută pe cer în timpul unei bătălii nefericite. Pe de altă parte, aproape nimeni nu știe ce mânca cetățeanul roman mediu la micul dejun, când era așteptat la serviciu sau cum alegea să-și petreacă orele libere. Și este și păcat, pentru că microistoricii au reușit să alcătuiască o imagine surprinzător de clară a modului în care romanii antici își duceau zilele. Pentru noi, relatările lor oferă o fereastră către trecut. Ele tratează Roma nu ca pe fundalul mistificat al unei povești mai mari decât viața, ci ca pe un decor viu care respiră un mediu urban complex pe care milioane de locuitori îl numeau cândva casă, plin de cartiere dubioase, ambuteiaje, festivaluri anuale și multe alte lucruri la care noi rareori ne gândim. Așadar, iată cum arăta viața de zi cu zi a romanilor și dacă aceștia trăiau mai bine decât noi sau nu. Diminețile în Roma antică. În cartea sa din 1936, Viața cotidiană în Roma antică, istoricul Jerome Carcopino descrie rutina care definea existența orășenilor în timpul dinastiei Nerva Antonin, o distincție importantă nu numai pentru că obiceiurile se schimbau la fel de rapid în antichitate ca și în zilele noastre, ci și pentru că experiența orășanului era foarte diferită de cea a țăranului, în timp ce unul era înconjurat de comerț și cultură, celălalt rămânea legat de pământ pe care îl muncea fără profit și fără răgaz. Potrivit lui Carcopino, cetățenii din Roma antică își începeau ziua înainte de răsăritul soarelui. Unii pentru că trebuiau să meargă la muncă, alții pentru că zgomotul străzilor îi împiedica să mai doarmă. Râsul mulțimii care trece, scria poetul Marțial într-o epigramă, mă trezește și Roma e la căpătăiul patului meu. Școlarii de dimineață nu te lasă să trăiești, înainte de răsărit, brutarii, ciocanele fierarilor toată ziua. Trăind într-o epocă anterioară luminii electrice, toți cetățenii romani erau hotărâți să profite la maximum de ziua lor și să termine orice afacere înainte de apusul soarelui. Ca atare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că nu pierdeau timpul pregătindu-se dimineața. Micul dejun consta, de obicei, dintr-un pahar cu apă, iar spălatul era păstrat pentru după amiază, când vizitau băile locale. Deplasarea la serviciu putea fi o muncă în sine, în funcție de distanța pe care trebuia să o parcurgi. Expansiunea rapidă a Romei antice și incendiile frecvente au transformat configurația orașului într-o harababură încălcită de străzi și drumuri secundare, multe dintre ele neasfaltate. Pentru a ajuta la descongestionarea traficului, călătorii din exterior erau obligați să își parcheze căruțele lângă porțile orașului și să continue pe jos. Așa cum a decretat Cezar, singurele căruțe permise pe stradă erau cele ale constructorilor. Activitățile de după amiază. Pentru majoritatea romanilor, ziua de lucru începea în zori și se încheia în jurul prânzului. Întreaga după-amiază era rezervată pentru recreere. Roma antică avea o industrie de agrement foarte activă, ceea ce înseamnă că cetățenii se puteau distra în orice fel. Puteau să vadă o piesă la teatru sau să urmărească curse la Circus Maximus. Bineînțeles, exista și Coloseumul. Coloseumul avea un program divers. În afară de faimoasele lupte de gladiatori, spectatorii puteau asista la vânători pricepuți care dobărau animale exotice importate din toate cele patru colțuri ale Imperiului. În rare ocazii, podeaua Coloseumului era inundată și umplută cu simulacre de epave de nave, astfel încât luptătorii puteau reconstitui bătălina valei istorice. Spectatorii înfometați puteau cumpăra diverse gustări de la standurile Coloseumului, de la migdale și cutui, la prune și rodii. În zilele în care nu erau oferite spectacole sau reprezentații, continuă Carcopino, romanii își umpleau timpul până la cină cu plimbări sau jocuri de noroc, exerciții fizice sau o baie la termii. Termii sau băile publice erau o parte indispensabilă a societății romane. Roma le construia încă din secolul al III-lea înainte de Hristos și pe vremea lui Pliniu, cel bătrân, numărul lor era de ordinul miilor. Copiii intrau gratuit în băi, în timp ce adulții plăteau o sumă infimă. Caracteristica principală a acestor termii era fiecare tip de baie pe care ingeniozitatea o putea concepe, inclusiv băi calde, băi reci, băi cu aer cald și piscine.
Majoritatea băilor includeau de asemenea grădini închise, promenade și spații pentru exerciții fizice. În apropierea băilor, romanii practicau mai multe sporturi, inclusiv un tip de tenis jucat cu palma în loc de rachetă și un joc cu mingea numit harpastum, care este oarecum comparabil cu rugby-ul. Apa din termii era transportată prin apeductele din oraș și încălzită printr-un complex de cuptoare ascunse în interiorul zidurilor sau sub podele. Erau fapte extraordinare de inginerie și decoruri primitoare pentru întâlniri sociale. Cu atât de multe lucruri diferite de făcut, nu era neobișnuit ca cetățenii romani să petreacă mai multe ore la băi. Cina în Roma antică. Băile se închideau la apusul soarelui, deși cei mai mulți plecau înainte pentru a avea timp suficient să mănânce. Cina era cea mai importantă masă din ziua unui roman, având în vedere că micul dejun consta în apă, iar prânzul în pâine cu brânză și mezeluri. Pentru patricieni, cina putea dura între 1 și 4 ore. Banchetele organizate de cei mai somtoși împărați, între timp erau cunoscute pentru că se prelungeau până la miezul nopții, uneori chiar până la primele ore ale dimineții. Dacă era înstărit, cina era servită într-o sală de mese. În Roma antică, sălile de mese nu conțineau mese și scaune, ci canapele întinse. Aceste canapele erau aranjate în jurul unor mese pătrate unde erau așezate alimentele. Dorind și putând să sfideze forțele gravitaționale, romanii mâncau în timp ce stăteau culcați, pe o parte greutatea lor fiind susținută de un braț, în timp ce celălalt era folosit pentru a consuma mâncarea. Gospodăriile invitau frecvent oaspeți. Atunci când o făceau, se așteptau ca gazda să pună la dispoziție cuțite și linguri. Acestea erau folosite pentru a pregăti și servi mâncarea, dar nu pentru a o mânca. Acest lucru romanii îl făceau în primul rând cu mâinile. Ca o consecință a acestui obicei, mâncarea era de obicei servită în format de mușcături. În plus, se considera că romanii se spălau pe mâini înainte și după ce mâncau și de preferință între feluri. O cină respectabilă era compusă din numai puțin de 7 feluri de mâncare: aperitive, 3 antreuri, 2 fripturi și un desert. Sursele primare citate de Carcopinu menționează mâncăruri precum fructe înfășurate în miere și semințe de mac și purceluș umplut cu curmale. Cea mai mare dintre toate delicatesele a fost cea de șalău roșu, un pește atât de greu de prins, încât servirea lui putea uneori să ducă gazda la faliment. De asemenea, în timpul cinei, romanii consumau diverse vinuri. Printre acestea se numărau vinul de miere și vinul amestecat cu rășină și zmoală de pin. Acest din urmă soi era diluat prin turnarea lui într-un bol de amestec printr-o strecurătoare în formă de pâlnie, iar oricine bea aceste vinuri grele nete era considerat anormal și vicios, un semn de batjocură. Roma pe timp de noapte. În timp ce patricienii au devenit faimoși pentru extravaganța lor, plebeii prețuiau modestia. Pictate pe pereții unui locuitor din Pompei erau citate care descriau eticheta corectă la masă. Scutește-o pe soția vecinului tău de priviri lascive și de lingușeli obsedante și lasă modestia să locuiască în gura ta. Fii amabil și abține-te de la certuri odioase dacă poți. Dacă nu, lasă pașii să te ducă din nou la casa ta. Acel drum spre casă însă nu era nici de cum o plimbare pe îndelete, mai ales dacă banchetul se prelungea până seara târziu. În vremuri normale, scrie Carcopino, noaptea cădea peste oraș ca umbra unei mari primejdii, fiecare fugea la casa lui, se închidea înăuntru și baricada intrarea. Magazinele au tăcut, lanțurile de siguranță au fost trase în spatele foilor ușilor, obloanele apartamentelor au fost închise și ghivecele cu flori au fost retrase de la ferestrele pe care le împodobeau. Romanii bogați, după ce își luau rămas bun de la gazdele lor grațioase, erau escortați acasă de un anturaj de sclavi cu torțe. Alții erau nevoiți să găsească drumul de întoarcere în întuneric, deoarece nu existau lămpi cu ulei afară pentru a lumina drumul. Majoritatea plebeilor erau lăsați la mila paznicilor orașului. Deși acești paznici patrulau orașul de la apus până în zori, Roma antică era mult prea vastă pentru a fi monitorizată în întregime. Deci, trăiau romanii mai bine decât noi astăzi? Ei bine, este dificil să se tragă o concluzie clară cu privire la această întrebare, deoarece conceptele de confort, bunăstare și calitatea vieții sunt subiective și variabile în timp, în funcție de contextul cultural. Pe de-o parte, romanii antici aveau acces la o gamă variată de activități de agrement, precum teatre, curse de cai și evenimente la Coloseum, care ofereau divertisment și distracție. De asemenea, băile publice erau o parte importantă a vieții sociale și a igienei personale, iar mâncarea și băuturile erau bogate și variate în cadrul cinelor. Pe de altă parte, condițiile de viață și aspectele practicate ale existenței de zi cu zi, cum ar fi lipsa confortului modern și a tehnologiilor, pot fi considerate mai dificile pentru romanii antici. De exemplu, lipsa luminii electrice și a infrastructurii moderne pentru transport puteau face viața de zi cu zi mai dificilă și mai epuizantă.
De asemenea, lipsa medicinii moderne și a standardelor de igienă pot fi considerate un dezavantaj în comparație cu viața modernă. Astfel, evaluarea dacă romanii antici trăiau mai bine decât oamenii de astăzi este subiectivă și depinde de criteriile și perspectivele individuale. În timp ce romanii antici puteau beneficia de anumite aspecte ale vieții lor, precum viața socială activă și bogăția culturală, existau și dificultăți și lipsuri în comparație cu confortul și tehnologia modernă. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!